Niciodată, nu? Carne cu cartofi. Niciodată. Orez cu carne, paste cu carne. Niciodată. Oricât de bun este și oricât de mâncarea românului este. Asta să o mai subliniem încă o dată. Mâncarea românului, într-adevăr. Da? Tot omul când ajunge seara acasă de ziua, îngrătărim cu un piure sau cu un cartof prăjit. Niciodată. Interzis. Categoric. Mai există ceva interzis în combinație aici pe masă? Cărniță cu piure. Dar vorbim de același lucru. Este fix același lucru, o să pun un pic de piure. Piure cu cârnăciori, chiar dacă sunt de pui. Cârnați? Cârnați, care-i problema? Păi tu gătești cârnați? Gătesc la grătar cârnăciori de pui. Nu înseamnă că obișnuiesc în fiecare zi să mănânc același lucru, dar sunt permisivi. Ca o excepție să mai schimbăm. Hai să cât te ajut o porție? Asta vroiam să te întreb. Maxim 150 de grame. Da? Iată, o altă mâncare a românului. Da? Cârnați, cu... cartofi, fie piure, fie copți, fie cartofi prăjiți, fie paste, fie orez. Nu se combină niciodată. Și carnea la fel. Mai ales dacă mai adăugăm și un pic de pâine, molotov scrie pe noi, 3 în 1. Pericol? Rău. Țineți minte, cu ce combinăm carnea? Carnea... Pentru că trebuie să o mâncăm și pe ea. Carnea se poate combina, în afară de cartofi și piure, cu absolut orice e aici. E bine să mâncăm pielicica? Asta, da? Nu, nu, în niciun caz. Deci pielea se... Dar nu poți să o pui la grătar fără pieliță deloc. De ce mai bună? Știi ce e bun, ce e gustos și ce... Iarăși, ajungem la X-ul de rigoare. Cam viață. Cam viață, ce să facem? Bun. Hai să încep cu un așa de decor. Verdeața să nu lipsească, dezlegare totală la tot ce înseamnă mărar, pătrunjel, verdeață. E un adjuvant? Nu neapărat, este un tonic revigorant, ajută la scăderea tensiunii, deci e bună la de toatele. Ok, ce pot să pun lângă... Deci orice fel de legumă. Orice legumă cu carnea, mai puțin cartoful. Niciodată, țineți minte, este o regulă de aur. Cartoful, orezul, pastele și orice înseamnă carbohidrat. Nu combinăm și cu pâinea. Proteină, niciodată. Niciodată. Aici este un piept de curcan, cum am amintit, care e făcut înăbușit, fără pic de ulei, fără nimic. În loc de sare și piper am pus cimbru și busuioc, pentru că nu avem nevoie de încărcătură de sare și piper. Și mirodenile astea sunt minunate, nu mai simți nevoia de sare și piper. Cum un pieptuț de pui. Ou prăjit? Ou prăjit, nu. De ce? Îmi pare rău că nu avem ouă de prepeliță pe care le recomand, pentru că sunt mult mai... ok, decât ouăle acestea. Dar dacă îl faci fără ulei? Dacă îl faci fără ulei se poate, dar să nu devină un obicei. Adică o dată pe săptămână se poate face o omletă cu o roșie, cu verdeață. În teflon, exact, în teflon și se poate. Sau ou în apă. Iar și e ideea de ou-ou. Ochiul românesc. Ochiul românesc, exact. Dar de preferat cele de prepeliță și de preferat fierte. Ok. Dar... Tari. De ce? Pentru că cele moi au un aport caloric mult mai mare și colesterol mai mult.